Ce urmează este un material cu adevărat drag mie. Și asta pentru că astăzi vorbim despre World of Warcraft, jocul care a scris istorie în gaming an la rând și care rămâne unul dintre cele mai jucate titluri din lume. Și o să trecem prin toate, de la istorie la cea mai recentă expansiune Dragonflight, căruia o să-i fac și un review atunci când ajungem acolo. Dar să începem cu începutul și să vă spun pe scurt background-ul meu când vine vorba de acest joc. Prima interacțiune pe care mi-o amintesc cu World of Warcraft vine de prin anul 2005, atunci când părinții mei se jucau serios. Eram prea mic atunci ca să înțeleg ce înseamnă jocul, iar primul caracter cu care am ajuns la nivelul maxim și cu care am și jucat a fost un Death Knight undeva prin Wrath of the Lich King. Apoi am mai jucat on and off până în 2015, atunci când m-a prins cu adevărat microbul. De atunci am jucat serios fiecare expansiune, am avut o ghildă de români, vă salut de pai, și am curățat raid-uri pe toate dificultățile disponibile. Am fost și jucător hardcore de 10-12 ore pe zi, am și jucat mai casual, astfel pot să spun că am văzut jocul din mai toate perspectivele. Așa că tot ce urmează să vă spun vine din pasiunea pe care o am pentru acest joc. Ca o mică atenționare înainte, acest material va fi destul de lung, așa că vă recomand să vă luați o ceașcă de cafea, ceai sau orice altceva și să rămâneți cu mine în continuare pentru a afla atât istoria World of Warcraft cât și cum se prezintă Dragonflight, cea mai recentă expansiune din serie. În 2004, lumea MMORPG-urilor, Massively Multiplayer Online Role-Playing Game pe lung, era dominată de două nume, EverQuest și RuneScape. Și deși păreau două jocuri destul de diferite în ceea ce privește gameplay-ul și perspectiva, amândouă aveau un lucru în comun. Erau gândite pentru jucătorii hardcore. Atunci când mureai în astea două jocuri, fie pierdeai experiență și chiar puteai să scazi nivele întregi dacă mureai de mai multe ori, fie pierdeai tot ce aveai prin buzunare și trebuia să te duci unde ai murit ca să plătești și să-ți recuperezi tot ce ai pierdut. Așa se face că, deși EverQuest și RuneScape erau cele mai populare jocuri de acest gen, majoritatea jucătorilor erau hardcoriști și publicul larg nu se încumeta să se atingă de un joc atât de aspru. Practic, un segment imens de potențial jucători era neatins, cel casual. World of Warcraft a ieșit pe piață în 2004 și nici măcar angajații Blizzard, care s-au luptat preț de 5 ani cu dezvoltarea unei lumi noi atât de îndrăznețe, nu știau că jocul lor avea să scrie istorie. Imediat după lansare, serverele au început să pice unul câte unul. Cozi interminabile au început să se formeze la login și oamenii erau nerăbdători să-și înceapă aventura în Azeroth, așa cum era denumită lumea. Așa cum ziceam, World of Warcraft a fost jocul care i-a introdus pe mulți în lumea MMORPG-urilor. Mulți poate că voiau totuși să meargă într-o aventură virtuală vastă alături de prietenii lor și până atunci. Dar formatul hardcore al titlurilor de dinainte nu a făcut altceva decât să îi împingă pe cei curioși la o parte. În WoW, așa cum o să-i spun de acum, nu pierdeai experiență sau iteme atunci când mureai, ba chiar puteai să progresezi în ritmul tău, o schimbare radicală față de experiența necruțătoare oferită până atunci. Și fix asta a prins. În doar 2 ani, mai exact până la finalul anului 2006, cu puțin înainte de lansarea primei expansiuni, în jur de 8 milioane de jucători plăteau abonamentul și se jucau în fiecare zi. Sigur, versiunea vanilla de WoW a avut și probleme. Nu toate clasele erau balansate și unele erau chiar useless. Foarte puține piese de echipament erau gândite bine și multe erau aruncate acolo doar ca să fie mai mult loot și lista continuă. Dar au fost și foarte multe lucruri făcute bine. Un exemplu cât se poate de bun este deschiderea porților din anchiraj. Ăsta a fost un eventiment care s-a desfășurat în zona numită Silithus și avea ca scop deschiderea unui soi de penitenciar izolat construit în urmă cu milioane de ani pentru a-l ține sub control pe Cthun, una dintre cele mai puternice ființe de pe planetă. Deschiderea acestor porți a fost un efort colectiv masiv al jucătorilor care a implicat folosirea a milioane de resurse și extrem de mult gold. Cel mai interesant este că tot serverul trebuia să lucreze la asta, iar odată ce porțile au fost deschise, toată lumea avea acces. Și, ca să-i recompenseze pe cei care au depus cel mai mult efort, persoana care a deschis porțile putea începe încă un questline, la finalul căruia primea un mount legendar și titlul Scarab Lord, care încă reprezintă un simbol al dedicării pe care unii player au avut-o încă de la început. Cam acum este și momentul în care WoW și-a făcut loc în manualul de pop culture. În octombrie 2006, un mic serial numit South Park a primit un episod care se numește Make Love Not Warcraft și care a cimentat poziția jocului în mainstream. Episodul a fost foarte bine primit și a câștigat și un premiu Emmy, deci overall asta a reprezentat un boost important pentru popularitatea jocului. Dar Blizzard și-au dat seama că trebuie să pluseze dacă vor ca succesul neașteptat pe care WoW l-a avut în versiunea vanilla să continue. Și asta au și făcut cu prima expansiune a jocului, denumită The Burning Crusade. Nivelul maxim a fost ridicat de la 60 la 70, a fost adăugat un întreg continent nou pe numele lui Outland și conținutul adăugat a fost mai rafinat și mai bun ca
înainte. Pe lângă asta, probabil cele mai interesante ediții au fost noua clasă și cele două noi rase jucabile. Clasa Shaman a fost introdusă încă de la lansare și jucătorii au iubit-o imediat. Putea să dea și heal și damage, avea abilități noi și interesante, iar fantezia din spatele elementelor și a naturii au punctat foarte bine. Acum să menționez și cele două noi rase, Draenei pentru Alianță și Blood Elf pentru Hoardă. În timp ce rasa nouă care a intrat în rândurile Alianței nu a avut așa mult succes, în ziua de azi majoritatea caracterelor de la Hoardă sunt Blood Elf. Expansiunea The Burning Crusade a fost primită foarte bine atât de critici cât și de jucători, iar implicarea unuia dintre cele mai iubite personaje din povestea jocului și un veteran al seriei Warcraft, Illidan Stormreach, a fost cireașa de pe tortul multora. Jocul s-a vândut foarte bine, ba chiar a doborât recorduri de la acea vreme pentru cel mai bine vândut joc de PC în primele 24 de ore cu 2,4 milioane de copii vândute. Apoi a urmat ce mulți consideră cea mai bună expansiune din istoria jocului. După ce l-am înfrânt pe Illidan și am prevenit încă o invazie a legiunii arzătoare, vai ce prost sună asta în română, Blizzard a decis să ducă totul la un alt nivel. Wrath of the Lich King s-a lansat în noiembrie 2008 și World of Warcraft nu a mai fost vreodată la fel. Continentul Northrend introdus a fost unul vast, iar majoritatea zonelor au rămas în istorie drept cele mai bune din toate timpurile. Doar întreabă pe cineva care a jucat atunci ce părere are de muzica din Grizzly Hills. Pe lângă asta, am avut ocazia să ne confruntăm cu unul dintre cei mai iconici bad guys din istoria jocurilor video. Iar bătălia finală din vârful Ice Crown Citadel a fost una pe măsură. Dacă nu prea ai idee despre ce vorbesc, îți recomand să cauți pe YouTube povestea lui Lich King. Îți promit că nu vei fi dezamăgit. Exceptând componenta narrativă foarte bine pusă la punct și sistemele din expansiune, au funcționat cum trebuie, iar oamenii au fost foarte mulțumiți. Drept dovadă, spre finalul expansiunii, WoW ajunsese la un nemai auzit număr de puțin peste 12 milioane de abonați, un record care nu a fost detronat până acum de niciun alt MMORPG. De aici însă, lucrurile au luat o turnură mai proastă. În timp ce până acum populația jocului doar creștea și Blizzard scotea pe ușă expansiuni demne de laude, odată cu lansarea Cataclysm, lucrurile au luat o turnură proastă. Nu a fost neapărat o expansiune proastă, dar din păcate a fost o idee prea ambițioasă și nu a reușit să se ridice la măreția expansiunilor de dinainte. Și când zic ambițioasă, mă refer la faptul că Blizzard a refăcut complet ambele continente principale din Azeroth pentru a le permite jucătorilor să zboare. Până atunci, în Eastern Kingdoms și Kalimdor erau permiși doar mounții de sol, pentru că lumea era construită în așa fel încât dacă priveai zidurile orașelor sau unele case dintr-o altă perspectivă în afară de cea de pe sol, observai că toți acei pereți și acele construcții sunt de fapt făcute din hârtie. Asta a însemnat că, după ce Deathwing a distrus mai tot ce i-a stat în cale, Blizzard a refăcut fiecare zonă în parte pentru a permite jucătorilor să zboare în lumea veche. Pe lângă asta, dezvoltatorii și-au încercat mâna și la crearea unei zone sub apă, care, din păcate, nu a fost foarte bine implementată și nu prea a prins. Una dintre cele mai slabe puncte ale expansiunii Cataclysm a fost ultimul raid, mai exact bătălia epică împotriva lui Deathwing, care nu a fost tocmai epică și a lăsat pe mulți foarte dezamăgiți. Iar când următoarea expansiune a fost anunțată, fanii au crezut că asistă la una dintre cele mai proaste glume. De la inamici legendari precum The Lich King și Deathwing am trecut la urși panda într-o lume mistică, iar jucătorii s-au simțit trădați de Blizzard. Și așa a luat naștere Mists of Pandaria, a patra expansiune a WoW, care a adus un nou continent de explorat, o clasă nouă în forma mancului și o rasă nouă în forma urșilor panda menționați anterior. Și chiar dacă atmosfera și vibe-ul expansiunii nu a fost pe placul multora, Blizzard a făcut o treabă extraordinară atunci când vine vorba de clase. Fiecare clasă din joc era utilă și dădea suficient damage, avea multe butoane folositoare de apăsat și era o plăcere să le joci pe toate. Gear-ul a fost și el destul de bine pus la punct, iar până la final, Mists of Pandaria a reușit să fie un succes chiar și în ochii celor mai hardcoreiști dintre hardcoreiști. Apoi a urmat, obiectiv vorbind, cea mai proastă și mai lipsită de content expansiune din istoria jocului. Warlords of Draenor ar fi trebuit să fie mai mult decât atât. Povestea era ce trebuie. O aventură din lumea de Bașina Orcilor cu tot cu time travel și câteva personaje legendare presărate pe deasupra. Și cum a venit imediat după Mists of Pandaria, care a fost criticat pentru settingul copilăresc, numărul abonaților a crescut drastic la începutul noi expansiuni, de la 8,5 milioane la 10 milioane. Principala problemă cu Warlords of Draenor nu a fost neapărat conținutul, pentru că ce era implementat, era implementat bine. Questurile din noile zone erau interesante, iar povestea, deși a avut câteva plot holes destul de ușor de depistat, a făcut o treabă bună când vine vorba de întregirea experienței. Problema, așa cum spuneam, a venit cu lipsa conținutului nou. În general, de la o expansiune de WoW te poți aștepta la 4-5 raiduri, zone noi introduse cam pe la jumătatea ciclului de viață și altele. Nu a fost așa și în cazul Warlords of Draenor, pentru că în loc de 4 raiduri a trebuit să ne mulțumim doar cu 3. Sigur, aceste raiduri sunt considerate ca fiind unele dintre cele mai bune din joc, în special Blackrock Foundry, dar atunci când omori același boss pentru a 60-a săptămână la rând,
orice formă de distracție dispare. A mai fost și problema garnizoanelor. Jucătorii de WoW le-au cerut celor de la Blizzard constant să adauge în joc un sistem care să le permită oamenilor să aibă casa lor în joc. Și după ani de zile de rugăminți cu cerul și pământul, dezvoltatorii au implementat asta. Doar că s-a dovedit a fi un eșec masiv din două motive. În primul rând, vreau să vorbesc despre măsuța de misiuni, așa cum a fost denumită ea. Practic, acest sistem te lasă să colecționezi tot felul de personaje din joc, în stil Pokémon așa, pe care să-i trimiți apoi în misiuni pentru resurse, gold sau orice altceva le-a trecut dezvoltatorilor prin cap să arunce acolo. În mod practic, măsuța asta nu a fost nimic altceva decât un joc de mobile implementat într-un titlu pentru care trebuie să plătești lunar ca să te joci. Au existat și adoane care îți configurau automat cele mai bune echipe pentru orice misiune disponibilă, iar asta a transformat toată experiența într-o corvoadă care trebuia totuși făcută pentru că recompensele chiar meritau, fie că vorbim despre miile de gold sau multele resurse oferite practic gratis. Al doilea punct slab al garnizoanelor a fost că atât timp cât te aflai acolo, nu mai vedeai niciun alt jucător. Erai tu cu tine și cu aghiotanții tăi, iar asta e o problemă foarte mare atunci când ea se manifestă într-un joc multiplayer. Chiar dacă în joc se mai aflau încă 10 milioane de oameni, tu nu vedeai pe nimeni. Nu cred că trebuie să explic de ce asta i-a înfuriat pe mulți. Chiar dacă ideea în sine a fost bună, implementarea a lăsat mult de dorit. Overall, Warlords of Draenor a fost atât de prost primit încât Blizzard a încetat să mai facă public numărul abonaților din rușine. Dar această rușine trebuia spălată, deoarece Blizzard nu-și mai permitea încă un eșec la nivelul Warlords of Draenor. Și ca să aducă jocul înapoi pe drumul cel bun, un întreg patch din expansiunea trecută a fost abandonat pentru a focusa toate resursele într-o nouă aventură. Așa s-a născut Legion, iar pe 30 august 2016 lumea a făcut cunoștință cu cea mai bună expansiune din ultima vreme. Legion l-a avut în mijlocul poveștii din nou pe Illidan, iar de data asta Demon Hunter-ul preferat al tuturor a jucat rolul de băiat bun în loc să poarte mantra unui fanatic gata să calce pe morminte pentru a-și atinge scopul. Și că tot a menționat de Demon Hunter, asta a fost noua clasă jucabilă introdusă în joc. Per total, clasa a fost primită bine și s-a dovedit a fi o adiție foarte bună catalogului deja mare de stiluri de joc. Probabil cel mai bine primit feature a fost acela de Mythic Plus. Până acum, dungeonurile de 5 oameni își serveau scopul la începutul expansiunii, apoi deveneau irelevante atunci când jucătorii se echipau mult mai bine din raiduri. Acum însă, toate dungeonurile introduse au primit un scop, grație unui sistem nou cu ajutorul căruia puteai să crești dificultatea dungeonurilor și să adaugi tot felul de afixe care schimbau complet modul în care treceai prin instanța respectivă. Partea cea mai bună era că răsplata de la final era la nivel cu restul contentului. Sistemul de Mythic Plus a fost foarte bine primit de toată lumea. Dovadă că există în WoW și în ziua de azi, în mai mult sau mai puțin aceeași configurație. O altă funcție nouă importantă a fost adăugarea Artifact Weapons. Practic, fiecare spec din joc s-a bucurat de o armă exclusivă, cu un sistem de talente doar al ei și tot felul de abilități și pasive interesante. Chestia asta s-a bucurat de un real succes între player și trebuie să recunosc că și mie mi-a plăcut foarte mult. Problema a venit cu sistemul de upgrade al acestor arme. Legion a fost prima expansiune în care Blizzard a introdus ceva ce se cheamă Artifact Power. Practic, asta dubla ca un fel de resursă pe care puteai să o folosești să-ți crești puterea armei și să înveți abilități noi. Și acum poate te întreb unde e problema. Ei bine, acest Artifact Power putea fi obținut din mai toate activitățile. Raid, dungeon-uri, world quest-uri și lista continuă. Asta a introdus un soi de frică în jucători din cauza posibilității reale de a rămâne în urmă foarte ușor. O altă mare problemă a fost și achiziția de iteme legendare. Acest sistem a fost adăugat în Legion și, în timp ce efectele și puterile pe care aceste piese ți le dădeau, modul cum le procurai a lăsat mult de dorit. Să vă explic. La fel ca și Artifact Power, itemele legendare puteau pica mai mult sau mai puțin de oriunde. Asta poate că nu pare neapărat un lucru rău și la suprafață nu este, dar faptul că nu puteai alege pe care piesă anume să o primești a dus la multe frustrări și outrage din partea fanilor. Și mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri, ziua în care mi-a picat prima mea legendară. Jucam Disc Priest pe atunci și făceam niște wall quest-uri. Am sărit de pe scaun și m-am teleportat până în cer de fericire, doar ca să revin mai repede decât am urcat înapoi pe scaun când am văzut că nu era ce-mi trebuia. Am fost dezamăgit, la fel ca mulți alții, iar asta i-a împins pe cei de la Blizzard să refacă complet sistemul. Am zis mai devreme că Legion a fost cam cea mai bună expansiune din ultima vreme, dar am tot vorbit-o de rău în ultimele minute. Realitatea însă nu e așa. Zonele arătau extraordinar, questurile erau bine gândite și, deși a avut câteva probleme, în final Legion a fost un succes răsunător. A ajutat și faptul că a urmat după cea mai proastă expansiune din istorie cu siguranță, dar asta nu trebuie să știrbească din achievement-urile pe care Legion le-a avut. Acum, Blizzard era un vârf și tot ce trebuiau să facă era să continue această
formulă, iar lumea avea să fie fericită. Dar asta nu s-a întâmplat în totalitate, pentru că Battle for Azeroth, deși foarte ambițios, a avut multe probleme serioase. Să începem cu Azerite Armor, înlocuitorul armelor speciale din Legion. La suprafață părea o idee foarte bună și această funcție a fost vândută drept unul dintre pilonii noii expansiuni. Greșeala mare pe care au făcut-o dezvoltatorii au fost să introducă această funcție netestată foarte târziu în faza beta expansiunii. Practic, ceva cu o importanță așa mare trebuia să fie unul dintre primele lucruri implementate. În schimb, am putut testa Azerite Armor cu 2-3 săptămâni înainte de lansarea oficială. Asta a dus la un sistem defect, cu lipsuri majore și care puteau fi ușor evitate dacă Blizzard ar fi testat asta mai devreme. Pe tot parcursul expansiunii au tot încercat să salveze Azerite Armor, fie introducând tot felul de sisteme auxiliare, fie prin refacerea sistemului original. Și, deși până la final lucrurile arătau o idee mai bine, ăsta e un caz de prea puțin prea târziu. Unde mai pui și că modul de a progresa aceste armuri speciale era același cu Artifact Power-ul atât de urât de jucători. Doar că de data asta s-a numit Azerite Power. Ce ingenios. Dar nu sunt toate rele, bineînțeles, iar experiența de leveling a fost unul dintre punctele forte ale Battle for Azeroth. În mod normal, când Blizzard adaugă un nou continent în WoW, toate zonele sunt deschise tuturor jucătorilor, indiferent de facțiune, iar toată lumea urmează același fir narrativ. Nu și în Battle for Azeroth, sau Beta for Azeroth, așa cum a fost numit de comunitate din cauza lipsurilor când vine vorba de testare. Acum, cele 6 zone noi erau împărțite în 2, 3 pentru Hoardă și 3 pentru Alianță. Astfel, fiecare facțiune avea o poveste distinctă, iar asta a fost una dintre cele mai interesante lucruri pe care această expansiune a reușit să o introducă. Nu știu ce să vă zic despre experiența de la Hoardă, pentru că eu am ales să joc adevărata facțiune, dar povestea Alianței a fost bine pusă la punct și personajele noi introduse mi-au plăcut. În final, Battle for Azeroth a rămas în memoria colectivă drept o fâseală. O expansiune care ar fi putut să fie mult mai mult, dar care s-a împotmolit la niște chestii elementare. Motivul pentru care zonele erau împărțite între Hoardă și Alianțe era că cele două facțiuni au intrat în conflict și, cumva, acest nou storyline marca o întoarcere la origini. Ideea a fost bună, dar nici asta nu a putut salva Battle for Azeroth din fața furiei oamenilor. Așa cum am vorbit până acum, după Wrath of the Lich King, Blizzard a început un record de una bună, una proastă. Wrath a fost extraordinar, Cataclysm nu prea. Apoi Mist of Pandaria, în final a ieșit bine, Warlords of Draenor a fost un eșec. Legion a fost primit foarte bine, iar Battle for Azeroth i-a făcut pe mulți să se lase de dreptul de joc. Asta înseamnă că, dacă e să ne luăm după istoric, următoarea expansiune avea să fie ce trebuie. Shadowlands s-a lansat pe 23 noiembrie 2020, iar comunitatea a fost foarte entuziasmată până la lansare. Sylvanas Windrunner, unul dintre personajele principale din ultima vreme, a reușit să deschidă o poartă către lumea de apoi după o luptă epică cu actualizatul Lich King, iar asta a adus numai probleme. În acel moment, jucătorii aveau misiunea de a merge în The Shadowlands pentru a-l opri pe Jailer, the big bad guy care avea un plan măreț de a restaura ordinea mondială după chipul și asemănarea sa. Inițial, primul patch al expansiunii a fost foarte bine primit de către fani, me included. Conținutul care era acolo era bun în mare parte și majoritatea sistemelor funcționau bine, o adevărată premieră pentru Blizzard. Dar principala problemă a Shadowlands a fost, la fel ca în cazul Warlords of Draenor, lipsa contentului. Limitările impuse de pandemie a legat de mâini și de picioare dezvoltatorii, acum nevoiți să lucreze de acasă. Iar asta s-a văzut. Patch-urile au venit greu, iar când au apărut, în sfârșit, lumea se aștepta la mai mult content și lucruri de făcut ca să justifice perioada lungă de așteptare. În realitate, acele patch-uri au fost destul de sărăcăcioase și, spre final mai ales, povestea a fost grăbită și scurtată, ceea ce a lăsat un gust amar pentru mulți fani. Un lucru pe care dezvoltatorii l-au remediat însă este sistemul de legendare. De la random drops, achiziția celor mai puternice iteme din joc s-a transformat într-un proces mult mai ok. În primul rând, aveai nevoie de un item de bază pe care puteai să ți-l craftezi folosi meseriile, fie puteai să-l cumperi de pe Auction House. Apoi trebuia să obții puterea respectivă în mai multe moduri. Mythic Plus, Raid sau obiective în Open World. Ultimul pas era să faci câteva run-uri de Torghast, una dintre funcțiile cele mai importante ale expansiunii. Și, că tot am menționat de Torghast, ideea din spate a fost să joace rolul unui dungeon pe care puteai să-l faci fie solo, fie cu până la 4 alți oameni. Layout-ul se schimba de fiecare dată, iar la final primeai o resursă pe care o foloseai ca să-ți creezi o legendară. Nu aș categorisi Torghast drept un flop neapărat, dar cu siguranță putea fi implementat mai bine. La un moment dat devenea repetitiv, iar faptul că erai obligat să-l faci de cel puțin 2 ori pe săptămână ca să obții toate reward-urile, i-au făcut pe mulți să deteste acest sistem. În final, Shadowlands a fost considerată una dintre cele mai proaste expansiuni din istorie, iar în ochii multora a ieșuat chiar mai tare decât Warlords of Draenor. Și acum că am ajuns la zi cu istoria tumultoasă a WoW, a venit timpul să discutăm mai pe larg despre Dragonflight, expansiunea curentă. Lansat pe data de 28 noiembrie anul trecut, Dragonflight este momentul de make or break pentru Blizzard. După 4 ani și 2 expansiuni lipsite de content și pline de dezamăgiri, ceva trebuia să se schimbe. Și acum e momentul când Blizzard a început să asculte de feedback-ul venit din partea fanilor. Motivul e simplu.
ani de zile au încercat să facă jocul după capul lor și nu prea le-a ieșit. Și pentru asta trebuiau să-și calce pe mândrie și să plece urechea la cerințele oamenilor. Chestie simple ai spune, dar noi, comunitatea, ne-am luptat ani de zile să-i facem pe cei care creează lumea pe care noi o iubim să ne asculte. Nu spun că tot ce iese din gura jucătorilor și a fanilor este o idee bună. Multe chiar nu sunt. Dar când un sistem implementat sau o decizie a dezvoltatorilor este unanim criticată de comunitate, cel mai probabil există un motiv în spate. Și aici e primul capitol în care Dragonflight punctează bine. Spre deosebire de fazele de test pentru expansiunile anterioare, comunicarea dintre dezvoltatori și comunitate a fost mult mai deschisă în versiunile alfa și beta. Multe idei implementate au fost schimbate și alte funcții cerute de mult au fost introduse în joc. Și asta ne duce direct în secțiunea de review, pentru că subiectul de acum este Dragonflight. Vreau să încep cu una dintre funcțiile pentru care personal am fost cel mai entuziasmat. În încercarea lor de a face jocul mai ușor de balansat, Blizzard a renunțat la sistemul de talente original din Vanilla în favoarea unui sistem mult mai simplu, cu doar câteva opțiuni în loc de sutele de combinații pe care puteai să le faci oricum voiai. Dar vechiul sistem a revenit și acum e mai puternic ca niciodată. Fiecare clasă are acum fereastra de talente împărțită în două secțiuni. În prima găsești talentele care sunt disponibile pentru clasă în general, indiferent de spec, iar a doua secțiune este dedicată exclusiv specului respectiv. Eu sunt genul de jucător care se ocupă doar de un singur caracter, iar experiența mea ca Holy Paladin a fost bună. Acum, în sfârșit, există mai multe build-uri viabile în funcție de tipul de content pe care vrei să-l faci, iar această flexibilitate aduce o binevenită gură de aer proaspăt după ani de zile de monotonie. Dată fiind experiența mea limitată cu alte clase, am întrebat și eu în stânga și în dreapta pe colegii mei de ghildă și pe alți prieteni de prin joc legat de sistemul de talente, iar feedback-ul a fost în general pozitiv. Sunt câteva specuri care au niște opțiuni ciudate și par grăbite, dar Blizzard lucrează la remedierea problemelor și cu fiecare nou patch, tot mai multe schimbări și rezolvări sunt implementate. Deci, aici avem o bilă albă, să trecem mai departe. Un alt subiect foarte controversat a fost acela al sistemelor de borrowed power, implementate în joc de-a lungul timpului. Dacă nu știi ce înseamnă asta, am să explic pe scurt. În principal, asta se traduce în tot felul de îmbunătățiri, fie că vorbim de iteme sau de bonusuri auxiliare, pe care le puteai obține pentru a-ți face caracterul mai puternic. Problema era că fiecare expansiune aducea ceva nou, iar de îndată ce aceasta se termina, toate sistemele erau aruncate la gunoi. Asta a avut două repercursiuni. În primul rând, dezvoltatorii nu se puteau concentra să creeze content axat pe progresia caracterului care să rămână relevant mai multe expansiuni la rând. În al doilea rând, încercarea de a reinventa roata de fiecare dată prin implementarea de sisteme noi odată la 2 ani s-a dovedit problematică în trecut, așa cum am discutat și la secțiunea de istorie. Astfel, mă bucur să spun că orice formă de borrowed power a fost eliminată din joc. În locul acestei filosofii de game design, dezvoltatorii ne-au promis că vor implementa doar lucruri care persistă în joc, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Următorul subiect interesant de dezbătut este noua combinație de clasă și rasă, Dragfear Evoker. Acești reptilieni prietenoși au fost creați în trecut de Deathwing, înainte ca acesta să-și piardă mințile și să fie la un pas să distrugă lumea, pentru a lupta cu cele mai puternice și mai rele ființe de pe planetă. Când băiatul ăsta a început să ia razna, toți reptilienii au fost puși într-un soi de somn indus pentru a proteja restul lumii de puterea lor. Acum însă aceștia au fost treziți și au devenit playable characters, așa că hai să vedem cum stă treaba cu ei. Evokerii au două specializări, Devastation pentru damage și Preservation pentru healing. Ambele specuri funcționează foarte bine și m-a bucurat să văd că au fost gata la lansare. Abilitățile pe care le ai în arsenal atunci când joci un Evoker sunt chiar interesante și aduc ceva nou sub forma casturilor variabile. Vezi tu, până acum dacă voiai să castezi un spell, apăsai pe un buton și fie efectul se întâmpla instantaneu, fie începea un scurt timer la finalul căruia se ascundea efectul magiei. Acum, unele abilități dau mai mult damage sau heal în funcție de cât de mult ți-a apăsat pe buton. E destul de greu să te obișnuiești cu asta la început, mai ales dacă ești un jucător vechi obișnuit cu abilitățile clasice din joc. Dar personal am reușit să mă adaptez relativ repede, iar frumusețea la aceste abilități este că nu în toate cazurile trebuie să completezi castul. Asta îți conferă o flexibilitate mare și un control mărit asupra clasei tale, dar și crește nivelul de complexitate. E o sabie cu două tăișuri, dar cred că Blizzard a nimerit clasa Evoker. Altă bilă albă și chiar mă simt ciudat spunând asta. Posibilitatea de a zbura în joc a fost introdusă tocmai în 2007, odată cu lansarea The Burning Crusade, iar de atunci acest sistem a rămas mai mult sau mai puțin la fel. Not anymore! Fă cunoștință cu noul Dragon Riding, sistemul îmbunătățit de flying. Practic, în loc să zbori la o viteză prestabilită, fără să ții cont de altitudine sau unghi de zbor, acum trebuie să joci un soi de mini-game în care trebuie să ții în balanță viteza și altitudinea pentru a putea ajunge unde ai nevoie. Și ador chestia asta!
Inițial a fost puțin ciudat, dar am început repede să văd de ce Blizzard a ales să implementeze așa ceva în joc. Da, știu, mulți dintre voi veți spune că dezvoltatorii au furat asta din alte jocuri și mai știu eu ce. Și, în timp ce asta este într-o oarecare măsură adevărat, nu consider că jocul ar trebui depunctat din start doar pentru asta. Pentru că ce am primit în WoW este un sistem robust și chiar fun. Cu Dragon Riding ajungi mai repede oriunde pe hartă, iar banala activitate de a te duce la un dungeon sau la intrarea raidului s-a transformat într-un minigame antrenant și amuzant. De fiecare dată când te urci pe un dragon, bara de abilități obișnuită este înlocuită de câteva butoane specifice Dragon Riding-ului. Fiecare abilitate are rolul ei. Fie te propulsează în față și te ajută să atingi viteza maximă aproape instant, fie te ajută să câștigi niște altitudine în plus. Ai și un sistem de stamina care se epuizează atunci când folosești diferitele abilități, bineînțeles. Există și o parte negativă la asta însă. Dacă obișnuiești să culegi flori sau să farmezi minereuri în expansiunile trecute, această activitate a devenit ceva mai complicată din cauza noului sistem. Dat fiind faptul că există foarte mulți munți pe noul continent, vei rămâne constant fără stamina atunci când sar din floare în floare și va trebui fie să mergi pe jos, fie să aștepți cu minte la sol ca stamina să se regenereze. Nu e neapărat un deal breaker, dar este un lucru de luat în vedere dacă te știi farmer de profesie. Și că tot am menționat de profesii, aici este alt capitol la care Blizzard a lucrat mult și se vede. Spre deosebire de expansiunile trecute, când majoritatea profesiilor nu erau altceva decât o glumă proastă, acum fiecare dintre ele are un folos. Meseriile precum blacksmithing, leatherworking și tailoring pot face arme și armuri la nivelul celor din cea mai grea dificultate a raidului, iar sistemul de crafting în general a fost îmbunătățit drastic. Asta vine și o complexitate ridicată, iar un lucru pe care trebuie să-l reproșezi este că aceste meserii nu sunt explicate prea bine în timpul jocului. Va trebui să cauți articole pe Wowhead și să te documentezi bine dacă vrei să înțelegi cum funcționează totul, dar eu zic că merită. În sfârșit, profesiile au un rol, iar asta a creat un sentiment nou de comunitate. Spre exemplu, nu oricine poate să facă orice piesă de gear. Dacă vrei să craftezi arme, trebuie să te specializezi în acel lucru cu sacrificiul că nu prea le ai cu făcutul de armuri. Asta înseamnă că vei ajunge să-i cunoști pe cei care fac cele mai bune iteme de pe server și să lucrezi constant cu ei pentru a-ți crafta și pentru a-ți îmbunătăți itemele pe care deja le ai. Acum vreau să vorbim puțin despre zonele în sine, deoarece departamentul artistic a ridicat ștafeta și mai sus decât până acum. Zonele sunt o plăcere vizuală, iar Valdrakken, orașul principal, este plin de locuri interesante și de viață. Dungeonurile sunt și ele acolo sus din acest punct de vedere, deși cred că se putea lucra mai mult la partea vizuală a raidului. Și dacă tot am menționat de el, trebuie să atingem și acest subiect. Boșii în sine sunt interesanți, chiar dacă o idee cam simpli din punct de vedere al mecanicilor introduse. Nu m-a dat nimic pe spate, dar nici nu m-a dezamăgit niciun fight. Iar ăsta e mare lucru ținând cont că eu am avut câte ceva de reproșat pentru fiecare raid pe care l-am făcut vreodată. Dacă ar fi totuși să mă leg de ceva, ar fi partea vizuală. Cam tot raidul este situat într-o peșteră urâtă care cam strică din experiență, dar din perspectiva gameplay-ului stăm bine. Mythic Plus este altă formă de content cu care milioane de jucători interacționează în fiecare zi, iar aici nu mai am lucruri așa bune de spus, din păcate. O să încep cu cei mai rău. Afixul sezonier. Așa cum îi spune și numele, în fiecare sezon există un anumit afix care este prezent în fiecare dungeon ce depășește nivelul plus 10. De-a lungul timpului am avut și variante bune și mai puțin bune, iar Thundering, așa cum este afixul din sezonul acesta numit, este printre cele mai proaste. La bază, Thundering funcționează destul de simplu. Toți playerii primesc unul din două debuff-uri, unul roșu și unul albastru. Ambele fac același lucru, te ajută să ataci mai repede și să dai mai mult damage sau heal. Problema vine atunci când expiră acest debuff, pentru că la final caracterul tău se blochează și ții foarte mult damage pe deasupra. Ce trebuie să faci ca să scoți Thundering este să te ciocnești cu alt player din grup care are același debuff ca tine. În momentul acela, debuff-ul împreună cu efectul pozitiv dispar. Problema vine atunci când nu te joci cu un grup organizat și oamenii nu prea știu ce să facă. Nu mi se pare normal ca eu să fiu pedepsit cu un stun și aproape să mor doar pentru că altcineva fugea de mine mai ceva ca dracu de tămâie atunci când încercam să curăț debuff-ul. Overall, mi se pare un afix prost gândit pe care abia aștept să nu-l mai văd. Nici celelalte afixe din rotație nu sunt mai bune. Practic, au cam rămas aceleași introduse în Legion acum 7 ani, cu mici schimbări aici colo. Și deși dungeon-urile în sine sunt interesante și bine gândite, nu pot să nu remarc faptul că ne jucăm cu aceleași afixe de atâta timp. Au devenit cam plictisitoare și zic eu că aici e un loc unde Blizzard ar trebui să mai lucreze puțin. Am totuși și ceva bun de spus aici. În trecut, una dintre principalele plângeri când venea vorba de Mythic Plus era faptul că eram forțat să facem aceleași 8 dungeon-uri tot timpul și la final primam același loot. Unul dintre cele mai proaste momente este atunci când un nou patch se lansează și realizezi că trebuie să farmezi iar nu știu ce item pe care l-ai deja, doar că la un nivel de putere o idee mai mare. Soluția?
Ei bine, Blizzard a inclus, ca de obicei, 8 dungeon-uri pentru sezonul acesta. Diferența este că doar 4 dintre ele sunt dungeon-uri din Dragonflight și restul de 4 sunt din expansiunea anterioare. Asta înseamnă că, atunci când următorul sezon va veni, celelalte 4 dungeon-uri nefolosite vor intra în rotație împreună cu alte 4 din trecut. Asta rezolvă atât problema loot-ului, cât și plictiseala care se instala după un an și jumătate de făcut același content. O altă schimbare în bine vine sub forma lipsei nevoii de a face quest-uri zilnice sau săptămânale. În trecut, o bună parte din puterea caracterului tău stătea ascuns în spatele unor reputații sau ale unor quest-uri repetitive care trebuiau făcute în fiecare zi. Nu și acum, iar de când a ieșit Dragonflight, nu am făcut literalmente niciun astfel de quest și nu am pierdut nimic în afară de niște iteme cosmetice. Ele sunt acolo dacă le vrei, dar dacă le urăști la fel ca și mine, poți sări liniștit peste ele. Despre PvP nu știu ce să vă spun, pentru că eu nu sunt genul ăsta de jucător. Îmi iau bătaie repede în orice arenă intru și decât să mă enervez, mai bine stau în banca mea. Totuși, nu am auzit lucruri rele, dar dacă vrei să afli mai multe detalii despre ratura asta a jocului, mai bine cauți în altă parte. De la lansare, Blizzard a introdus recent o nouă funcție în joc numită Trading Post. Practic, asta funcționează ca un fel de Battle Pass din jocurile obișnuite, iar comunitatea a luat-o complet razna. E de înțeles, ținând cont că majoritatea jocurilor free-to-play au un astfel de Battle Pass implementat, iar în acele cazuri intră în ecuație și banii reali. Principala furie a oamenilor a venit din cauza faptului că WoW este un joc pe bază de abonament. Dar uite că furia asta a fost degeaba, pentru că modelul pe care dezvoltatorii l-au introdus este unul corect. În fiecare lună ai un set de reward-uri exclusiv cosmetice în store, iar moneda pe care o folosești când vrei să cumperi ceva o primești fie în fiecare lună când te loghezi, fie prin tot felul de activități interesante din joc. Și consider asta ca fiind un succes, ținând cont că majoritatea chestiilor din acel store sunt interesante și relativ ușor de obținut. Pe final, vreau să mai vorbesc și despre programul lansărilor de patch-uri noi pe care Blizzard l-a postat recent. Este pentru prima oară în istoria de aproape 20 de ani a jocului când dezvoltatorii fac asta, iar dacă e să-i credem pe cuvânt, se pare că nu vom duce lipsă de content nou. Blizzard plănuiește să lanseze 2 patch-uri mari în 2023, unul pe undeva prin primăvară și celălalt iarna. Asta ar face din Dragonflight unul dintre cele mai bune expansiuni din perspectiva conținutului nou lansat, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Acum a venit momentul concluziei și întrebarea. Merită să te apuci sau reapuci de WoW? Ei bine, după mai mulți ani în care răspunsul meu gravita spre nu, acum pot spune liniștit că Dragonflight merită timpul tău. Are câteva probleme pe care sper că Blizzard le va rezolva, dar overall este un pachet mult mai bine închegat decât precedentele iterații ale jocului. Contentul care este acolo este fun și merită făcut, jocul arată foarte bine, sistemele implementate nu au lacune serioase, iar comunicativitatea de care dezvoltatorii au dat dovadă în ultima vreme mă face să fiu optimist atunci când mă gândesc la viitorul jocului. Astfel, de la mine, WoW Dragonflight primește nota 0,5. Și acum a venit rândul vostru să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. V-ați jucat în trecut WoW sau încă vă jucați? Cum vi se pare Dragonflight? Sau care a fost expansiunea voastră preferată? Până data viitoare, eu sunt Tudor și spor la joacă!